Тот же сантым платастас. Есть и держа отера гонари, а прочее свой. Деварчик к нам винит, им примазим фаца от думевастером, фаца инстанции. Он спуск кларк. Да, к мной мержим пи варианта рекузерилор перманенти. Главной панасарас термин жудикатори дин кортя диапел. Ктец штил, карис дялу плохотню, карис дякуй. Шаз уни конкуренция электораль. Держа астаз юам винит касаудзым о дичизе, с фи пронунцата. Ши яр рекузари. Eu mi-mi screază impresia că cineva ca să nu are alt soluție să-și ridice ratingul și strigă recuzat unul, recuzat unul. Noi atâtea recuzări câte am urmărit eu mass media ultimele zile, cred că nu au fost într-un an de zile. Despre recuzare trebuiau să vorbească atunci când, după plecarea lui Plahotniuc, că astăzi tot spun că oamenii lui Plahotniuc, judecători, dar după plecarea lui Plahotniuc, cei care au creat prima coaliție, deci nu au venit cu niște modificări clare în codul electoral ca să fie soluționată și problema diasporii și numărul de buletini de vot. Nimeni nu a deschis gura despre votul electoral, dar astăzi începe a băși diaspora, înțelegeți? De asta noi, cu părere de rău, eu nu cred că dacă voi mai putea participa la acest proces, este echipa noastră care reprezintă interesele blocului electoral Renato Usatăi, interesul cetățenilor, dar încă o dată vă spun, mi îmi pare rău că este un show foarte ieftin și din partea justiției, că aici avem foarte multe întrebări, dar deja mai mult show fac concurență electorală. Știți cum? Cineva crede că dacă în prezidențiale a fost chefir domic de revne 3-4, pe și bă Baltica 0. Deja e clar și n-a să mai ajute nici o recuzarnic.